Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Am aflat că a făcut videochat niște vreme când era mai tânără soția mea și eu m-am mers la sală în ultima perioadă și cumva am echivalat așa numărul de puli pe care le-am văzut. Cumva suntem la egalitate. Bara, gata. Nu mai sunt în inferioritate numerică. Mă uitam la pe drum la episoadele noastre. Și tot eram, bă, da, mai trebuie ceva. Și după aia mi-a picat visat. Tu stai seama? Nu l-am pisic. Adică dacă ea făcea comedians pe drumuri sau pe drum, dacă îl făcea Gheorghe Dinică, Dumnezeu să-l odihnească în pace, nu trebuia să zică nimic, nu trebuia să facă nicio glumă. Da. Pur și simplu mergea cu mașina și face, am ajuns lângă librărie. Bum! Și erau 100 de like-uri, primea numai, ia uite pe prostul ăsta în ce mașină merge. Dă-i 99, auzi. Du-te, dracu. Deci, era un episod făcut din 5 minute, cred că filma, și era... Haideți, n-ai să mergem, a, stop, e roșu. Nu, stai că stăm. Dar noi trebuie să ne chinuim acum, cu glume, cu subiecte, stai toată săptămâna. Să aibă punchline. Nu te dracu, mai claxonezi, să-ți iau familia. Și deja... Bă, ce ușor e pentru unii, frate, ce ușor e pentru unii. Pentru mine cel mai greu este să plec la treabă și la spectacol când sunt ai mei treji. Sau când e de plecat când trebuie să plec cu mașina la spectacol în alt oraș. Bă, plec de parcă am murit, așa se întâmplă plecarea mea. Fiecare plecare de-a mea mă lasă cu o angoasă și cu o apăsare așa. Nu te duce, tati, nu te du. Bă, cu plânsete și luat în braț. Tati trebuie să meargă la spectacol. Bă, a murit Costel, frate, bă. Așa se aude. Unde te duci tu, tati? Deci copiii mei când plec de acasă așa, îmi lasă, chiar vreau să le zic oamenilor că, bă, pentru spectacolul ăsta, eu am lăsat acasă suferință. Ei nu știu că eu sunt bine, sănătos, că mă distrez, că totul e ok. E când plec de acasă, nu plecați, tati! O prietenă de familie din Bacău, când a dus-o pe fetița ei la grădiniță și când a plecat de acolo, a luat-o plânsul, că era fetița, tot îi spunea, nu pleca, mă micuța mea, nu pleca. Și îți dai seama când auzi asta că te ia o apăsare imensă, că frate, îți lași copilul, ți-ai abandonat copilul. Și glasul ăla de muzică populară, așa. Da, mă, da. Mămicuța mea, nu mă lăsa, mămicuța mea. Și acum, taraful din Clejan după aceasta. Da, chiar cred că ar trebui o piesă făcută pentru copii așa. Și faza când a ieșit din grădiniță, a luat-o prin fața geamului clasei unde era ea, unde era fetița. Și nu auzea, dar se vede, îți dai seama că o avea în creier vocea ei, dar o vedea cum se ducea la fiecare geam în parte. Bă, ce că a fost supărătoare tare. Mă uitam jos la... Tu stai în blocul Bulină? Nu. Deci că nu, numai pe din afară e Bulina, înăuntru. Nu, îmi place să cred că nu are Bulina. Adică mă conving. Oricum am stat în multe clătiri care erau cu risc seismic și nu s-a întâmplat nimic. Că, adică sunt multe, clar, foarte multe, după care a căzut și Bulina între timp. Adică da, s-a prăbușit și Bulina, da, știi? Da, da. Și mă gândeam, sunt, pe lângă faptul că sunt cartiere întregi construite acum vreo 60 de ani. Da. A, cam 90% din Bucureștiul ăsta e făcut acum vreo 60 de ani, cel puțin. Da. Cel puțin din oraș. Mă gândesc și la toate țevile de sub la care nu s-a mai lucrat niciodată, știi? Bineînțeles. Și mă gândeam să ne trezim așa într-o dimineață și să fie rahat un oraș până pe la etajul 1, așa, știi? Să nu mai fie nici curent electric. Să cadă și vreo două cartiere, că, bă, s-au terminat, oricum mai au ieșit din garanția cu 20 de ani.
Firea e dracu, firea, toată lumea ar fi. Ai promis că ne rezolvi tot București. Firea e dracu de panoram. Așa. Ai promis că ne scoți din Rahat. Și uite, și uite că ne-ai băgat mai tare în Rahat. Da, bineînțeles că odată ce îți moare părintele de o anumită boală, inevitabil apare frica că poate și tu o să faci, să ai la fel. Dacă ai cumva în familie cineva să fi murit de cancer, o să ai un pic de frică de această boală. Da. Și mi-am dat seama că aș prefera să mor de ceva la care să nu fiu, să nu fiu eu responsabil. Adică la un accident de mașină, bă, eu am fost, am mâncat ce trebuie, eu am făcut să am mers la sală, eu am mars-o cât de cât sănătos, eu am avut grijă de viața mea. Da, uite, vezi ce s-a întâmplat, bulangiu ăla peste mine. Ceasul rău. Sau un cutremur sau ceva, să nu e fie responsabilitatea ta. Atac de cord sau așa, mi se pare că e un pic de responsabilitatea ta. N-ai avut grijă ce ai mâncat, s-a pus ce, un pic de colesterol pe artere, pe astea. Bă, ai meritat, știi? Dar așa la... Gen, da, să scadă ceva în cap, este... E bătaie de joc când de la te partea da, când te duci în partea cealaltă, așa la atac de cord este, ești acolo un pic crispat, e vina ta. Că îți dai seama, Petru, o să zică, păi nu că, nu, na, nu, lasă așa, așa la, că știu, nu. La țurțure, deci când mergi și scade, că oricum peste tot scrie, atenție, ca țurțuri, dar chiar să scadă unul și să te omoare, ajungi acolo și ești, nu de alta, dar vreau o cameră VIP, vreau frumos, deci... Nu, nu vreau să aud room chestii service, de genul tot, da. Că stai să vezi că ai meritat-o. Te balizezi barul în fiecare zi. Nu, da, își dai seama, cu frustrare din trai așa, în fiecare, în fiecare seară te îmbețe. De ce ai murit, mă? O, boală, bătrânețe. Bravo, așa și trebuie. Țurțuri în cap, mâncața și curată. Gaură, băgă deget, băgă deget. Mai adânc, nu ți încape tot. Păi mai intră. Tot mi-ai intrat în cap. Vezi, mă, bulangi ești. Ci că nu, că nu de la ei. Așa m-am mințit și Telecom. Că de-abia aștept facem alegeri să-i schimbăm, că nu. Eu nu știu, eu votez că au stat de 2000 de ani. De 2000 de ani numai ei Petru. Ei conduc lumea elaltă. Numai Petru judecătorul, frate. Hai să fim serioși, dar nu put... Ar fi o mișcare. Pe ce? Sfântul Petru a fost și pe timpul comuniștilor, tot el era. Da, da. Mână-n mână. Chiar, cum ar fi așa să ar vezi că... Ar fi colaborat cu securitate. N-ai de unde să știi, având în vedere... La poliție religioasă? Da, să fii la coadă așa, știi, la... Îți stă sufletul tău în așteptare la judecată și să-l vezi la coadă și pe Dragnea. Că intră și el în rai. N-ai avea înainte, așa, știi? Da, înainte, în față, să te uiți. Da, mustăciosul ăla... E Dragnea, nu? Ăla o să fie un și test. Și ție să-ți găsească, că-ți lipsesc niște acte, ceva, o copie după... Costel, dar îți lipsește o copie după certificatul de căsătorie. Puțin, nu? Da. Tu nu te-ai căsătorit religios, nu? Asta da. Dar botezul ai? Îl ai. Bun, măcar atât. Măcar atât. Hai, e bine. E cât de cât ești, ok. Hai. Dar am și o întrebare. Domnul Dragnea din față cu mustață, de ce e aici? Nu. Un suflet bun. Nu. Deci, noi am vrut să zic așa. Noi am vrut să facem cumva să dispară România de pe fața planetei. Că nu mai vroiam neapărat. N-am găsit pe nimeni, iar Dragnea, pentru asta l-am trimis, a făcut, îngerul da. Dragnea. A făcut tot ce a putut ca să asta distrugă. Asta a fost karma lui asta. Acum intră printre el, e un ajutor aici în rai. Că mare, e un plan mare mai mare, oricum. Ne bucurăm foarte mult cum a distrus el țara asta, care nu ne aducea nimic bun. Cafeaua Nației pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.